Bine v-am regăsit! Libertatea înseamnă să fim responsabili pentru noi înșine. Cu acest moto de la Nici începem o nouă zi la Exprim TV și vă invităm să trecem în revistă principalele subiecte din asigurări. Începând cu luna august, utilizatorii de telefoane cu sisteme de operare iOS și Android pot descărca și utiliza aplicația cu soluții de prim ajutor oferită în cadrul programului Lecția de prim ajutor. Pentru fiecare descărcare a aplicației, ING Asigurări de Viață va dona 1 euro către Fundația pentru SMURD. Prin intermediul ei, posesorii de smartphone au la dispoziție un instrument util în situații de urgență, cu ajutorul căruia pot obține rapid informații și soluții pentru cele mai des întâlnite probleme medicale. Exim Bank a implementat pe site-ul propriu o platformă de vânzare online a polițelor de asigurare emise de Exim Asig România și a rapoartelor de informații comerciale care facilitează accesul societăților comerciale la produsele menite să reducă riscurile în afaceri. Noua platformă de vânzare online permite accesul la documente necesare pentru accesarea produselor de asigurare și de informații comerciale, determinarea primelor de asigurare preliminare cu ajutorul unui calculator, transmiterea online a cererilor pentru produsul ales, precum și plata primelor. În contextul economic actual, obiectivul principal al asigurătorilor și al intermediarilor în domeniu nu mai este doar acela de a atrage noi clienți, ci și acela de a-i fideliza pe cei existenți. O metodă pentru îndeplinirea acestui obiectiv este aceea de a oferi asiguraților cât mai multe servicii care să vină în întâmpinarea nevoilor lor. Astfel, prin parteneriatul încheiat cu Autocar, Safety Broker oferă acum clienților săi care încheie o asigurare casco, mașină la schimb cu titlu gratuit pentru perioada reparației. QB a deschis un nou birou în Belgia, ca urmare a strategiei grupului de a-și extinde activitatea în țările europene. Acesta este situat în Bruxelles și va gestiona activitatea grupului în Belgia și Luxemburg, subordonându-se diviziei europene a QB. Astfel, grupul australian activează în 20 de țări europene, printre care și România. Acestea au fost știrile zilei la Exprim TV. Noi vă mulțumim pentru atenție! Vă dorim în continuare o zi bună și vă așteptăm din nou mâine cu cele mai importante subiecte ale zilei.